Avem încă o invenție originală realizată de elevii români, plasturele cu GPS. Dispozitivul care ne ajută să știm mereu unde sunt oamenii dragi a fost realizat de 6 eleve din Toplița și va reprezenta România în cadrul unei competiții de renume din Bruxelles. Dacă v-ați gândit că plasturii pot fi folosiți doar pentru protecția rănilor, ei bine v-ați înșelat. Acesta este plastrul cel mare, ce se poate lipi. Aha. Se lipește așa, apoi plasturii mai mici cu care va fi atașat GPS-ul. Plasturele cu GPS. Deși sună ciudat, dispozitivul poate avea grijă de persoanele dragi vouă. Asta pentru că incorporează un mini-GPS conectat la o aplicație pe un telefon mobil. Ideea a fost pusă în practică de 6 eleve din Toplița după ce au văzut realitatea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Odată la 2 minute în Europa dispare câte un copil. Deci este o problemă cunoscută global care trebuie, din punctul nostru de vedere, rezolvată cât de mult e posibil. Folosește la copii care pot fi răpiți, la bătrânii care suferă de diferite boli, precum Alzheimer sau alte boli mentale, pentru a fi supravegheați și a fi găsiți cu ușurință în caz că se rătăcesc. Proiectul echipei Find Me Anywhere a fost deja premiat la o competiție națională a tinerilor antreprenori. Iar în zilele următoare, invenția va ajunge și la Bruxelles, acolo unde va reprezenta România la JA, European Company of the Year. Pentru noi, premiul ăsta, în primul rând, ar fi un imbolț, să spun așa. Ne-ar ajuta foarte mult pentru a ne motiva în viața de zi cu zi la școală, pentru facultate. Produsul costă 80 de euro, iar odată cu activarea aplicației se va încheia un abonament al cărui preț este de 3 euro pe lună. Inițial, tinerele doresc să vândă plasturile în România, iar mai apoi să se extindă și în alte țări europene. Elevele au încheiat deja un contract cu o firmă din China care se va ocupa de realizarea celei mai mici versiuni a plasturelui GPS.